Biblioteca județeană Oviden Sușianu Hunedoara Deva a marcat astăzi împlinirea a 120 de ani de la nașterea poetului, filozofului, omului de cultură Lucian Blaga, printr-o manifestare cultural-educativă desfășurată sub genericul Lucian Blaga, Marele Anonim. Manifestarea a avut loc la sala Liviu Oros a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Au fost prezenți elevi de la colegiile și liceele din Deva, precum și persoane doritoare să cunoască mai bine viața și opera poetului de la Lancrăm. Astăzi vom face cunoștință cu poetul Lucian Blaga, filozoful, dramaturgul, traducătorul și diplomatul român. Lucian Blaga s-a născut în data de 9 mai 1895 la Lancrăm și a murit la vârsta de 66 de ani la Cluj. Cei prezenți astăzi în sală au avut prilejul să-și completeze cunoștințele despre poetul, filozoful și dramaturgul Lucian Blaga. Toată lumea a auzit de Lucian Blaga, cel puțin de aici din sală, sunt convinsă că toți ați auzit de el. Poate unii dintre dumneavoastră l-ați și studiat deja. Din acest punct de vedere, Lucian Blaga este mare, însă el totodată este și anonim, fiindcă nu toată lumea este familiară cu opera și viața acestei mari personalități, care este Lucian Blaga. La finalul manifestării, elevilor li s-au adresat întrebări legate de prezentare, cele mai bune răspunsuri fiind recompensate cu premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană Ovidensușianu Hunedoara Deva.